Uite, nenorocire de bărbat. Mă pupă mama pe el de frumoase, te grăbiță. Te prinde vecea să fac. Te am văzut cum e făcut. Nu, nu. Îmi pare foarte rău că nu l-am mai întâlnit, cel ca din vina mea, Dânsul a insistat. E mai bine să regreți un lucru pe care l-ai făcut. Decât unul pe care nu l-ai făcut. Ne-ați învățat asta încă de atunci. Da? Da, am ținut minte de la dumneavoastră. Ca să vă iau așa la rând. Așa. Rodica, să rămână, maestre, maestru, ești pe maestru, maestru acela de spate. Salve, maestru! Păi, nu știu, avea 7 la putare, vezi pe el. Violoncelist are pata pe violoncel. Mi se pusese un domnul, maestru Petru. Aici, aici, uite, aici, aici, Suchici, Petru Petra. Petru Petra, aici ați rămas la Stolojescu și ați sărit o pagină. Aici a Suchici, Suchici. Dragoș, acolo, la Dragoș e obturat. Cât a avut la purtare? Cât a avut la purtare? Nu la purtare. A avut mai mult ca tine. Acolo. Să vă rog. 60 de ani măcar de la terminare, așa cum v-ați zis, atunci sper să fie mai mult. Deci, la 60 de ani de la terminare, Thank you.
Thank you.
David Liviu, colegul nostru de la ACE, este în București, nu a făcut muzică, după ce a terminat liceul, a făcut Institutul Teologic Adventist, pentru că este din familie de adventiști, și a făcut este pastor adventist, Gabi poate să ne spună multe de vreme. Și care?
Spiritului. Da. Că el l-a... Și Florina Alexandru. Da. De cancer, de cealaltă, și mi-a dat o părică, a spus de salutări, ca o fie de salutare. Cred că e acolo. Așa, mai începea cu poezii. Aha, deci. Așa, deci. Florina s-a prăbătit, acum două jumătate de mare. Cine? Și dormesc cu toți. Deci dormesc. Astăzi sunt două. Exact, așa. Așa, 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 și cu orchestra și mă duceam și la ei și se producea o întâlnire cu Piedicuță, cu Iancovici, Radu Iancovici, care era mulțumesc la om. Și așa am văzut-o, am revăzut-o pe Florina și pe Mihaela, Mihaela Bănică. Și cu Sorin Bucan. Ce cu Sorin? E bine, 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 bine. Lascu, frate, Nu e fondat. 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 Nu e f
Am o vadă de 32 de ani,
pe părinții care fac panjurate, care întinde fericire, cântă cumplit de curată. Cumplit de curată. N-are nicio șansă. Poți să pare că poți să fac cumplit. Și așa, eu primit multe vedere al familiei, eu primit multe vedere sufletesc și eu primit multe vedere al relației. Cele mici, orice școală mică este o școală care se chime din greu să supraviețuiască. În rest, din punct de vedere familial, sunt căsătorit, încă din perioada, adică din ultimul an de facultate, din 1978, și am două fete. Una m-a urmat în ceea ce privește studiile muzicale și este profesoară la liceu de artă de chitară clasică. Și a fost studenta mea și la fața mea. Cealaltă nu mi-a urmat drumul. Viața este la personal, dar într-o instituție de artă. Este la toată vie din Cărăuța, este în biologie personală. Am trei nepoți, toți băieți, deci eu am avut o fete, nu mai băieți. Am o viață de familie frumoasă, soția mă aduc cu mine ca să ne distrăm în vreo la acest eveniment care este extraordinar și care chiar mi-a produs multe, multe amintiri foarte plăcute din perioada trăită aici alături de toți colegii mei. Unii am fost colegi până în clasa 8-a la A, pentru că în Nichifor Șerban am stat chiar și în acele bani. Copiam împreună, da. De urmă, din clasa 9-a, m-am dus la C, am fost chiar cursurile și am luat pe sunt profesor, m-am dedicat acestei meserii în continuare. Am fost director la liceul de artă pe perioada 1997, deci aproape 8 ani. De urmă, din 2000, am devenit maestru de cor la teatru ei, pe lângă funcția de profesor. Am stat 10 ani. Să vă mulțumesc pentru vizionare.
Așa, nu așa le trebuie. Să vă scrimăm ce zice. O altă notă la plecare. Te-a pierdut golul. Te-a pierdut golul. Stai așa, că trebuie să-i fac ceva. După ce Dragoș ne-a îndulcit un pic terenul, înainte de a asculta vorbele mele, vreau să vă spun că am venit cu o deosebită emoție pentru efortul făcut de voi toți. În frunte cu Rodica Penciorșin. Da. Bravo, Rodica! Gabi! Bravo, Rodica! Ia-i sufletul! Da, da, pentru organizarea acestei întâlniri, la care mi-am adus aminte că v-am vorbit destul de mult de scaieți. Da, 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 da. Așa. Și v-am lăsat boboci, ajuns la momentul înfloririi și pur și simplu am rămas uimită și fără cuvinte de evoluția voastră, care a fost, vorbesc acum de pufie, de suflet, care a putut să înflorească și să vibreze și să trecem din nou la concret, să-și dezvolte partea dreaptă a creierului, unde se dezvoltă toate sentimentele artistice și să constat că finalmente am avut parte de muzică. Muzica e de vină. Muzica e de vină. Am devenit microbistă acolo unde eram înainte și spre sfârșit am ajuns profesoară la voi și fenomenul acesta de vibrație s-a transmis peste mari și peste țări și a fost o minune că am putut să vă întâlnesc și nu am cuvinte, știți bine, foc, un foc, o flacără, nu se poate explica. Nici sentimentele ce vi le port sau mi le purtați, nici calitățile pe care le aveți, voi nici nu știți ce purtători de comori sunteți. Extraordinar! Nu știu, dar cred că fiecare dintre noi mulțumește cuiva în viață și una dintre persoanele astea sunteți dumneavoastră. Cu siguranță am avut și alții care ne-au susținut și ne-au îndrumat și spuneam soțului dumneavoastră că pentru mine a fost o persoană și n-a fost diriginta mea ca atare, dar știam și de la fratele meu la care a fost diriginta, Mihai, cu multe lucruri mai prostioare, mai importante în momentul ăla pentru noi, mai neimportante. Dar am avut așa un canal în care le-am trimis și am primit mult. Da. Tu mai stai acum? Stai de-o? Da. Păi mai filmează. Dar să dai camera lui... Nu, ne dai camera. Trebuie să mă duc puțin. Lasă, ține. Am putut, datorită voastră, să câștig o dimensiune suplimentară. Două moșii, dar nu știu unde, cinci castele, nu știu. Nu contează. E tot în 2 metri cubi, așa, suficienți. Însă, contează bogăția voastră sufletească, mai păstrați încă acea calitate fundamentală care se pierde pe la 12 ani, de a vă minuna. Așa e, da. Emerveima. E extraordinar. Păstrați-o bine și... No.
erosiță, cât de mult. Mulțumim frumos, doamnă! Să ne vedem sănătoși peste 10 ani! Nu, la anul, la anul! La anul, la anul! Șervane, cum se... Da? Da. Stai că mai vin și eu mai încolo.